Steaua a efectuat astăzi primul antrenament în 2020. Roșialbaștrii s-au reunit la baza de pregătire a stadionului Ghencea și au planuri mari pentru noul sezon. Cu ce gânduri în 2020? Păi clar, primul gând e promovarea. Cu ăla ne-am trezit, cu ăla venim la antrenament în fiecare zi să promovăm și să nu mai avem, nu știu, adică fără emoții. Vrem să fie totul clar, de la început de acum, din perioada pregătirilor, până la ultimul meci din play-off și de la baraj, să fim fără emoții. Steaua a transferat mulți fotbaliști cu experiență în acest sezon. Andrei Neagoe a ajuns la formația din Ghencea în vară, după ce în cariera lui a mai evoluat la FC Argeș, UTA sau Farul Constanța. Cât de mult a crescut acest grup din vară și până acum? Foarte mult, pentru că primele meciuri care au fost de Cupa României aici și ne uitam noi unul la altul și nu eram pregătiți deloc. Aia, cu fiecare meci care a trecut, fiecare etapă, ne-am revenit și acum nici nu, adică mie se pare, nu știu, imposibil să nu realizăm obiectivul nostru. În partea a doua a campionatului, roșialbaștri vor susține meciurile de acasă pe terenul 5 al complexului Ghencea, unde a fost construită o nouă tribună și a fost schimbat gazonul. Ai văzut noua tribună? Am văzut-o, chiar am venit acum câteva zile aici. Când am vorbit cu Florin, cu Răzdan și mi-a zis, uite, tribuna, eram în drum și să mă opresc. Cum arată tot acum așa, noi de-abia știm să începem meciurile oficiale, să vedem, nu știu, suporterii în tribună, să fie tribuna aia plină. Mie, unul personal, mi se pare că, nu știu, fotbalul fără ei și orice meci fără ei e urât. Ne bucurăm că putem să avem asemenea condiții la nivelul ăsta, dar nivelul doar pe hârtie, că noi ca și echipă, ca și suporteri, ca tot ce înseamnă Steaua, nu suntem de Liga 4. Cred că și dumneavoastră știți asta. Mijlocașul Valentin Bărbulescu a mai lucrat cu Daniel Oprița la Daco Getica, unde a obținut două promovări consecutive, din Liga a 3-a până în Liga 1 cu formația din Colentina. Împreună cu Daniel, cu Băcenaru, cu Ovidiu Morariu, am început acum 4 ani, dacă nu mă înșel, sau 3 ani, un proiect asemănător și l-am realizat cu succes. Sunt convins că o să fie și de această dată același deznodământ. Primul amical al roșialbaștrilor va avea loc pe 22 ianuarie împotriva echipei de Liga a 2-a, Turistul Număgurele. Forța Steaua!